2 septembrie 1945 este ziua oficială în care cel de-al doilea război mondial a luat sfârșit. Prin urmare, în septembrie, anul acesta se vor împlini 75 de ani de atunci, dar este destul de posibil să nu ajungem atât de departe. În urma evenimentelor recente care au avut loc în ultimele săptămâni, mulți se tem că Statele Unite și Iranul vor începe un al treilea război mondial. După ce a apărut știrea conform căreia Trump a autorizat Pentagonului să îl asasineze pe generalul iranian Soleimani, hashtagul WW3 a început să devină popular pe rețelele de socializare. Reacțiile liderilor mondiali au început să apară în toate ziarele, în buletinele de știri sau în spațiul online, iar majoritatea îl condamnă pe președintele Donald Trump pentru acțiunile sale. Prin urmare, se pare că cetățenii americani se tem că ar putea fi trași în acest război fără voia lor, însă o să ajungem la acest subiect imediat. Iranul a jurat că se va răzbuna pe Statele Unite pentru rolul pe care l-au jucat în asasinarea celei de-a doua cea mai importantă personalitate de la conducerea țării. În timp ce înregistrăm aceste informații, nu au mai avut loc și alte evenimente tragice, însă cine știe cum va degenera tot acest conflict. Înainte să începem, nu uita să apeși butonul de like și de subscribe, ne-ar ajuta foarte mult. Astăzi o să vorbim despre ce s-ar întâmpla dacă, din nefericire, lucrurile vor degenera și mai rău, iar Iranul va câștiga al treilea război mondial. O să vorbim despre cum va fi afectată lumea în general, cât de drastic se vor schimba viețile noastre și cum vor fi afectate influențele țărilor puternice dacă războiul ar fi câștigat de Iran. Însă o să începem prin a lămuri ceva. Noi nu credem că evenimentele se vor sfârși într-un mod nefericit pentru aproape nimeni, în afară de țările care vor fi implicate. Sperăm că istoria ne-a dovedit că, de fapt, nimeni nu iese învingător dintr-un război purtat pe mai multe continente. O luptă la o asemenea scară nu duce decât la sacrificarea a mii de soldați care încearcă să-și protejeze propria țară. Totuși, haideți să ne imaginăm că va izbucni un război mondial, iar Iran îl va câștiga. Ce efect va avea acest lucru asupra tuturor oamenilor? Pentru început, trebuie să discutăm despre cum ar putea câștiga. Fie că ne place sau nu, SUA este una, dacă nu cea mai puternică țară din lume. Se mândresc cu o armată puternică și este probabil principalul motiv pentru care nu a mai izbucnit niciun război global până acum. Majoritatea țărilor se tem de ce poate fi capabilă armata americană și de aceea nimeni nu vrea să fie primul care să simtă pe propria piele consecințele unui conflict direct cu SUA. Acestea fiind spuse, trupele militare încă sunt formate din oameni. Desigur, soldații au arme, tancuri și chiar bombe nucleare, iar cel mai probabil nu vor fi primii care le-ar folosi dacă sunt nevoiți. De aceea și alte țări care se vor lupta cu America sau cu aliații săi vor apela la aceleași metode. Ce vreau să spun mai exact este că Iranul ar fi nevoit să folosească armament nuclear. Ceva ce nu numai că este ilegal atunci când vine vorba de legile războiului, dar este totodată și extrem de periculos. În afară de impactul inițial pe care l-ar avea o bombă nucleară asupra unei țări, ucigând pe oricine și orice se află într-o anumită rază, consecințele pe termen lung vor fi și ele destul de sumbre. Cantitatea uriașă de radiații eliberate în momentul impactului vor face ca zona să fie nelocuibilă pentru zeci, chiar sute de ani. Și, desigur, țara atacată va suporta nenumărate victime și cine știe ce resurse naturale din zona respectivă vor fi distruse sau inaccesibile pentru totdeauna. Aceste lucruri enumerate, printre altele, ar fi considerate o pierdere uriașă pentru întreaga omenire, însă veștile rele nu se opresc aici. Odată ce o țară va folosi armament nuclear într-un război, nu va dura mult până când se vor alătura alte națiuni puternice care dețin focoase nucleare. Primele țări care vă vin în minte sunt cu siguranță Coreea de Nord și Rusia, am dreptate? Cred că da, iar date fiind relațiile lor cu America, este neclar ce tabără vor alege aceste două țări dacă conflictul degenerează la nivel global. Desigur, este posibil să nu se amestece nimeni, dar totodată există și posibilitatea reală ca Coreea de Nord să decidă să atace Statele Unite, văzând acest război ca pe o oportunitate de a elimina orice concurență posibilă în cursa pentru cea mai puternică țară din lume. Rusia se poate alătura și ea, dar având în vedere relația bună dintre președintele Vladimir Putin și președintele Donald Trump, s-ar putea ca soldații americani să aibă un aliat puternic care să lupte alături de ei sau cel puțin să îi apere.
Din păcate sau din fericire, numai un scenariu tragic ne-ar putea da un răspuns palpabil pentru întrebările la care încercăm să răspundem noi în acest videoclip. Totuși, vom face tot posibilul să vă oferim cea mai bună estimare pentru ce ne-ar putea aștepta în cazul în care războiul ar fi pierdut de America. În principal, Iranul va deveni cea mai puternică țară dacă va câștiga cel de-al treilea război mondial, sau poate că nu. Este o vorbă, ca să fii cel mai bun, trebuie să-i învingi pe cei mai buni, iar dacă ipotetic un atac nuclear săvârșit de Iran va duce la capitularea Statelor Unite, atunci ei vor fi considerați victorioși. Cu toate acestea, nu înseamnă că vor avea control total asupra Americii sau al lumii. Nu va fi teritoriul lor la propriu, la fel nici cum Germania nu aparține Rusiei, Regatului Unit sau Statelor Unite Americane în urma celui de-al doilea război mondial. Totuși, după cum am menționat mai devreme, nu putem spune cu exactitate care va fi reacția celorlalte țări. Vor trata acest scenariu ca pe o oportunitate sau ca pe o tragedie globală. Având în vedere relațiile dintre țări în acest moment, depinde la cine ne referim. Coreea de Nord s-ar putea foarte bine alia cu Iranul ca să învingă Statele Unite, iar apoi să se întoarcă împotriva Iranului cum a procedat Germania cu Rusia. Însă știm cu toții cum au decurs lucrurile în al doilea război mondial. Totuși, singura diferență aici ar fi că Coreea de Nord nu se poate baza pe ajutorul altor state. Un alt factor de luat în considerare sunt celelalte țări care vor fi trase involuntar în acest război. Orice aliat al Statelor Unite va fi de asemenea afectat, dar fără să ne limităm la Canada, Italia, Franța, Germania, Spania, Marea Britanie și alte țări care au aderat la NATO. Chiar dacă pagubele nu vor fi resimțite la fel de sever ca în cazul Statelor Unite, conform scenariului în care Iranul câștigă al treilea război mondial, efecte negative vor fi resimțite și de aceste țări. Dar cum vor fi afectate mai exact toate națiunile implicate depinde de modul în care a fost atacată America și ce alte evenimente vor avea loc după ce războiul se va sfârși în mod oficial. Din păcate, nu putem determina cu exactitate cum vor primi celelalte țări vestea că Iranul a câștigat, însă un lucru este sigur, dacă va fi folosit armament nuclear în cel de-al treilea război mondial, nicio țară nu se va abține să-și arate propriile jucării. În cele din urmă, dacă evenimentele vor decurge astfel, pe planeta noastră se va instala iadul, iar miliarde de vieți omenești vor fi pierdute. Toate tratatele de pace și acordurile dintre țări vor fi cel mai probabil anulate, iar acest lucru va cauza probleme și mai mari la nivel global. Este o situație care cu siguranță nu se va sfârși bine pentru nimeni, indiferent din ce tabără face parte. În cel mai fericit caz, vom fi nevoiți să ne mutăm pe Marte, însă trecând la lucruri reale, dacă Iran va câștiga războiul, în cele din urmă se va întâmpla unul din următoarele două scenarii. Majoritatea rasei umane fie va muri în timpul războiului în sine, fie în urma folosirii armelor nucleare care vor face milioane de victime, dacă nu chiar miliarde, și după momentul exploziei datorită radiațiilor toxice produse. Însă să sperăm totuși că țările vor forma noi alianțe și se va ajunge la un consens indiferent de consecințele războiului. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!